O performanță deosebită a fost obținută de un tânăr dintr-o beta turnul Severin, Raul Ciocea, elev la Colegiul Național Gheorghe Țițeica, care cu puțin timp în urmă a absolvit cu brio examenul de bacalaureat, însă veștile bune nu s-au oprit acolo. Acesta a primit răspunsul mult așteptat, acela că a fost acceptat la Universitatea Sorbona. Studiul intensiv alături de profesori pregătiți, ambiția și mai puține ore petrecute afară cu prietenii i-au adus tânărului severinean această performanță. Tânărul s-a remarcat în anii anteriori prin pasiunea sa pentru limba franceză, iar acum Raul are planuri mari să se stabilească în Franța și să urmeze o carieră în domeniul sportiv, acesta fiind pasionat încă de la vârste fragede de tenis. Bună, Raul! În primul rând vreau să zic că bine ai venit la noi în platou și aș vrea să te felicit în primul rând pentru că ai fost admis la o universitate de prestigiu, iar pentru cei de acasă aș vrea să le spun că astăzi stăm de vorbă cu Raul, un severinean care a fost admis la Universitatea Sorbona. Vreau să-mi spui cum te simți și cum ai primit tu această veste. În primul rând, sunt foarte mulțumit, întrucât este un vis devenit realitate pentru mine, deoarece încă de la grădiniță am avut o pasiune pentru țara aceasta, iar da, se simte foarte bine să fiu la una dintre cele mai bune universități din Franța. Cum ai spus și tu, este una dintre cele mai prestigioase universități din Franța. Mă gândesc că ai avut nevoie de mai multe lucruri pentru a fi admis acolo. Da, în primul rând a fost nevoie de o muncă intelectuală foarte aprigă. A trebuit să fiu foarte atent și cu documentele de care am avut nevoie pentru a fi înscris. În mare parte a ținut cont de munca mea de la școală, am avut nevoie de note foarte mari. Spune-mi, te rog, ce te-a făcut pe tine să alegi Franța și această universitate prestigioasă? În primul rând, cultura franceză. Mi se par niște oameni foarte deschiși, au altfel de mentalitate și din vizitele pe care le-am făcut în acești ani, am reușit cât de cât să mă acomodez și să vreau să ajung acolo. Iar pentru universitate, nu pot să zic neapărat exact că am vrut la Sorbona, doar că a fost printre preferințele mele și da, sunt foarte bucuros că am ajuns aici. Când ți-ai descoperit tu pasiunea pentru limbile străine și preponderent pentru limba franceză? Pentru limba franceză abia în clasa a noua. Să fiu sincer, în mare parte îmi plăcea limba engleză, doar că dintre a noua, întrucât am avut un profesor foarte bun la clasă, m-a făcut oarecum să apreciez limba franceză și să vreau să-mi doresc să o învăț cât mai bine. Vreau să-mi spui totodată ce domeniu ai ales tu în cadrul acestei universități. Pe educație fizică și sport, întrucât practic tenisul de la 7 ani și că vreau să fac o carieră de antrenor acolo sau să fiu poate un management sportiv. Da, sportul este pasiunea mea și de aceea am ales această ramură. Să înțeleg că ai îmbinat sportul cu limba franceză și vedem, a ieșit un rezultat foarte bun. Da, putem spune așa. Pe viitor ai vrea să te stabilești în Franța? Vreau în Franța, doar că în vacanțe pot să vin în România, n-am nicio problemă, iubesc țara, doar că în Franța am alte posibilități și pur și simplu îmi place. Mă gândesc că montarea într-o țară străină nu este deloc ușoară pentru un adolescent de vârsta ta. Spune, te rog, ai pe cineva acolo, părinți, poate familie? Da, tatăl meu trăiește acolo de mai bine de 20 de ani și da, doresc să fiu cât mai aproape de el. Trebuie să înțeleg că nu o să-ți fie greu să te acomodezi în acea țară. Nu deloc. Am mai fost, știu cum este, am câțiva prieteni pe acolo, este ok. Și să înțeleg că după terminarea studiilor vrei să te axezi pe o carieră legată de sport, să înțeleg. Da, așa este, pentru că iubesc sportul și știu că este foarte căutat acolo. O să am mai multe șanse, mai multe posibilități să am o carieră strălucită. Iar din ce am discutat noi până acum, am înțeles de la tine că părinții te-au susținut foarte mult în acest demers al tău. Da. În primul rând, părinții mei au fost sprijinul meu. De fiecare dată când voiam să ies pe afară în oraș cu prieteni sau ceva, m-au oprit, mi-au spus că mai degrabă învăț și apoi am timp să ies. Așa că trebuie să le mulțumesc pe această cale, pentru că datorită lor am putut să atinge această performanță. Și vedem că astăzi rezultatele sunt vizibile, să spun așa.
Da, așa este. Am muncit din greu și cu ajutorul lor, ei m-au sfătuit, ei au fost alături de mine tot timpul. Având în vedere faptul că tinerii din ziua de azi nu mai pun atât de mult accent pe educație, ce sfaturi le-ai dat tu tinerilor care termină liceul astăzi, în zilele noastre? În primul rând, în clasele a 9-a și a 10-a, să nu se streseze foarte rău de avea dintre a 11-a, să înceapă să muncească, pentru că atunci cu adevărat încep să dea de greu și da, să fie cât mai perseverenți, să fie optimiști, să nu se sperie niciodată și să nu cedeze. Având în vedere faptul că tu ai ales să studiezi peste granițele țării, ce sfat le-ai dat tu tinerilor? Ai dori să-ți urmezi exemplul? Dacă asta îți doresc, da. Și nu neapărat să nu rămână în România, doar că dacă ești mai apropiat de o altă țară, este mult mai simplu.